Lucrez cu clienți care economisesc sume foarte mari de bani și lucrez cu clienți care economisesc sume foarte mici de bani. Însă și unii și alții observ că nu știu unde ar trebui să investească aceste economii. Tocmai din această cauză, astăzi aș vrea să îți arăt care sunt toate posibilitățile investiționale pe care poți să le faci în piața din România. Te salut, Cristian Treboiu sunt, consultant financiar și investitor în piețele financiare. Și astăzi vreau să avem o discuție foarte serioasă și să răspundem la întrebarea, mă, dacă economisesc 1000 de lei pe lună, unde ar trebui să investesc în România? Care sunt randamentele pe care aș putea să le obțin și care sunt costurile, comisioanele pe care ar trebui să le plătesc? Tocmai din această cauză am creat și un exercițiu. Însă, înainte să-ți arăt exercițiul, haideți să vedem care este agenda. Vom vedea care sunt toate posibilitățile investiționale din România, vom vedea cât vei putea câștiga pe fiecare în parte care sunt comisioanele pe care ar trebui să le plătești, bineînțeles, atât către brocări, către bănci, dar și în funcție de timpul și abilitățile tale. Și bineînțeles, vom vedea care este cea mai bună variantă, chiar dacă piața scade 50%, deci dacă apare o criză economică, care este cea mai bună variantă în care aș putea să investesc. Și haideți să ne apucăm de treabă să vedem care sunt presupunerile inițiale. Păi avem un felul următor. Aș vrea să investesc pe termen de 10 ani. Unde aș putea să investesc acești bani pe o perioadă de 10 ani? Păi vom vedea toate posibilitățile investiționale din România, cel puțin, și vom vedea la fiecare în parte cât ar trebui să plătesc comisioane sau ce ar trebui să știu eu ca să pot să profit de aceste investiții. Cât voi aloca în fiecare lună? Păi 1000 de lei. 1000 de lei lunar voi aloca către aceste investiții și voi presupune că voi face această investiție din 2015 până în prezent. Da? Deci nu o fac de acum 10 ani înainte, ci am făcut-o acum de acum 10 ani până în prezent să vedem ce se întâmplă. Pentru că aș vrea să facem o presupunere. În 2025 scade piața cu 50% și dacă scade piața cu 50% ce se va întâmpla cu investițiile mele. Și haideți să vedem care sunt posibilitățile investiționale. Păi avem un felul următor. Dacă eu aloc 1000 de lei pe lună, asta înseamnă că în fiecare lună, în fiecare an, aș aloca 12.000 de lei. Unde aș putea să aloc acești bani în România? Păi prima variantă este Saltea au unde am randament anual de 0%, am comisioane, dar inflația în medie în România este undeva pe la 5%. Asta înseamnă că în fiecare an mie îmi scade valoarea banilor pe care țin la saltea cu 5%. Da? Deci nu vine nimeni să-mi fure acești bani, dar valoarea lor scade cu 5% în fiecare an. Avem depozit bancar unde randamentul anual, în medie, în ultimii 10 ani, a fost undeva pe la 2%. Care, bineînțeles, și acest randament este afectat de inflație. Titlurile de stat sau obligațiuni de stat, Tezaur sau Fidelis, care placție mai mult, ele, în medie, au un randament pe la 4%. În ultimii 10 ani, au avut un randament de 4%. Eu știu că astăzi randamentul obligațiunilor este mai mare. Dar, în medie, în ultimii 10 ani, a fost pe la 4%. Și, bineînțeles, o să vedem comisioanele și inflația cum le afectează. Avem un plan de acumulare, care, acest plan de acumulare, obține în medie undeva pe la 15%, care și el este afectat de inflație și de comisioane. Cum poți să obții mai mult, mai puțin? Da, există planuri de acumulare care obțin mai mult de 15%, dar am zis o să fiu mai conservator. Acum, ce este un plan de acumulare? Păi este asemănător cu un ETF. Și am pus aici și indicele BET sau un ETF care replică indicele BET. Indicele BET are un randament în medie de 18% pe ultimii ani și, bineînțeles, și el este afectat de inflație și avem și aici comisioane de administrare. Pe lângă indicele BET sau ETF-ul care replică indicele BET, pot să mai fac o replicare manuală. Da? Fac o replicare manuală a indicelui BET. În momentul în care fac această replicare manuală, cumpăr doar companiile importante pentru mine din indicele beta, Asta înseamnă că în mod teoretic ar trebui să obțin un randament mai mare decât indicele beta adică să obțin mai mulți bani. Bineînțeles, aici, și aici avem comisioane de administrare și inflație. Și ultima variantă pe care o mai putem accepta sau pe care o mai putem pune în acest tabel este selecția de acțiuni. Adică eu să încep să-mi fac o analiză calitativă, să-mi fac o analiză cantitativă, să-mi fac o analiză tehnică pentru toate companiile din România și să aleg să cumpăr companiile potrivite pentru mine la prețuri corecte. Asta înseamnă selecție de acțiuni. înseamnă că tu trebuie să ai un nivel de cunoștințe și abilități mai ridicat decât la celelalte moduri de investi. Pentru că observ foarte mulți oameni care vor să facă selecție de acțiuni, cumpără acțiuni din piață, apoi piața scade și mă întreabă pe mine dacă ar trebui să vândă. Păi nu știu. <laughs> nu știu dacă ar trebui să vinzi tu ar trebui să iei singur această decizie, nu ar trebui să mă întrebi pe mine, pentru că tu ai luat decizia să cumperi. Și atunci și vânzarea ar trebui să o faci totul. Acum, în momentul în care faci selecție de acțiuni, vrei să bați piața, adică vrei să obții mai mult decât dacă ai investi în indicele BET sau în replicarea indicele BET. Și am pus eu aici un randament de 25%. Bineînțeles, și aici există o comisioane și bineînțeles există inflație și pentru acțiuni. Și haideți să vedem ce rezultate ar trebui să obținem pentru fiecare variantă în piață. Da? Deci acestea sunt toate variantele de investiție din piața românească. Ar mai fi imobiliarele, dar la imobiliare, în cazul în care tu nu ai cunoștințele necesare, nu poți să investești în imobiliare, pentru că nu reușești să bați inflația. Plătești din buzunarul tău imobiliarul acela la care tu spui că da, dar îl dau în chirie E bine, nu e așa de simplu. Tocmai din cauza asta nu l-am trecut aici pentru că nu este relevant pentru noi. Eu știu că cu toții vrem imobiliare, dar în România, credem că nu e relevant. atunci, haideți să vedem ce rezultate obținem. Păi avem în felul următor, din 2015 până în 2024, avem aici randamentul brut pentru un portofoliu dacă aș fi ținut banii la saltea. Adică, în această perioadă de 10 ani, eu aș avea la saltea 120.000 de lei, dar nu, var, nu vor valora 120.000 de lei, ci vor valora 100.000. Adică va valora cu 23% mai puțin. Dar nu înseamnă că vine cineva și îmi fură banii ăștia. Nu, nu îmi fură nimeni banii. Eu am în continuare acești bani, doar că valoarea lor este mult mai mică. Adică eu pierd bani în fiecare lună, în fiecare an. Pe perioada de 10 ani pierd 23% din acești bani. Bun. Dacă mergem către un depozit, avem în felul următor. Randamentul pe această perioadă de 10 ani, randamentul brut, este de 3,8%. Comisioane de administrare nu sunt. Da? Deci te duci la bancă, nu ai comisioane de administrare, doar în cazuri excepționale, nu plătești comisioane de administrare, la fel ca, la și, ca și la saltea. Doar că dacă e în calcul inflația, tot e rău, tot ești cu minus 18%. Deci, până în momentul de față, pentru că majoritatea românilor își țin banii la bancă, majoritatea românilor pierd bani în fiecare an, chiar dacă teoretic ei câștigă. <laughs> da? Și atunci, poate ar trebui să mergem mai departe. La titluri de stat avem în felul următor. Pe această perioadă de 10 ani, portofoliul meu ar fi crescut cu 23%. Și aș fi plătut, plătit comisioane de 0,3%. Da? Deci în această perioadă de 10 ani, eu aș fi plătit niște comisioane către broker pentru că mă ajută. Dacă mă duc la poștă sau la trezorerie, acolo nu mai plătesc comisioane. Dar dacă plătesc la un broker, da, trebuie să plătesc comisioane. Dar chiar și așa, chiar dacă am obținut un venit de 23% în această perioadă, dacă luăm în calcul inflația, tot minus. Tot pe minus suntem. Minus 7,6%. Adică tot e rău. E un pic mai bine, dar tot e rău. Și atunci, haideți să mergem și mai departe. Haideți să vedem dacă la un plan de acumulare reușim să batem măcar inflație. Păi, la un plan de acumulare avem în felul următor. În această perioadă de 10 ani, am avea o creștere a portofoliului de 105% și dacă luăm în calcul inflația, deja suntem profitabili. Adică suntem la 97%, luând în calcul că am pierdut bani din cazul din cauza inflației. Deci asta înseamnă că sunt profitabil. Asta înseamnă investiție cu adevărat. Investiția cu adevărat înseamnă să obții mai mulți bani decât este inflația. Asta înseamnă investiție. Acum, bineînțeles, când vine vorba despre un plan de acumulare, trebuie să plătim comisioane de administrare, pentru că acest plan de acumulare este administrat de un manager de fond în mod activ de la o lună la alta. Și acest manager de, foc, de fond îți gestionează ție banii. Dacă el îți gestionează ție banii și tu aloci foarte puțin timp, aproape de zero timp într-un an pentru acest portofoliu, înseamnă că el trebuie să fie plătit, pentru că el are cunoștințele și abilitățile, el alocă timpul pentru a dezvolta portofoliu, tu trebuie să-l plătești. Din cauza asta există comisiuni de administrare. Dar stai liniștit că nici dacă cumperi un ETF care replică indicele BET, nu ești cu mult mai bine. Adică, într-adevăr, portofoliul tău crește cu 156% Comisiune de administrare: 6,4% în această perioadă de 6 ani. Da? Deci plătești 6,4% în această perioadă de 10 ani. Și bineînțeles că reușești să bați inflație. Doar că diferența între indicele BET și un plan de acumulare este că la sfârșitul celor 10 ani, la planul de acumulare nu plătești taxe și impozite, la ITF plătești taxe și impozite. Și atunci, chiar dacă comisioanele de administrare sunt mai mici, în această perioadă de 10 ani, la sfârșit este posibil să fii cam acolo și vom vedea imediat dacă suntem cam la același nivel sau nu Dacă facem replicarea indicelui BET, în aceeași perioadă de 10 ani am obține un randament de 200% Și dacă luăm calcul și inflația, vă, tot suntem bine, suntem la 193% Și comisiuni de administrare foarte mică, adică comisioane de tranzacționare în acești 10 ani de 0,1%. Dacă comparăm cu un ETF, colosal mai mici. Dacă alegem să investim în acțiuni, adică eu să fac selecția de acțiuni, eu să-mi fac toate analizele, atât de timp cât și emoționale, bineînțeles voi avea randamente mai mari, voi fi undeva pe la 300%. Și dacă luăm în calcul și inflația, toți suntem foarte bine, 290%. Comisioane de administrare, Aici le-am pus eu doar pe cele de la broker 0,1% pe toată această perioadă de 10 ani. Minunat! Și atunci, care este cea mai bună investiție de aici? Păi, răspunsul nu este foarte sigur. Pentru că în cazul în care tu spui, eu nu am încredere în nimeni și în nimic, vreau să țin banii la saltea, cea mai bună investiție pentru tine e saltea. În cazul în care nu știi că există titluri de stat, atunci depozit bancar. În cazul în care nu știi că titlurile de stat nu te fac să te îmbogățești, poate ar trebui să mergi mai departe. Un plan de acumulare este foarte bun pentru persoanele și eu am foarte mulți clienți care au planuri de acumulare pentru copiilor. De ce? Pentru că vor să investească o sumă fixă pe lună, 250 de lei, 500 de lei maxim, fără să administreze ei acești bani. Acești bani sunt administrați de un fond de investiții. Pe lângă asta nu plătesc taxe și impozite. Am și clienți care preferă indicele BET. În momentul în care investești în indicele BET, ai anumite avantaje. Adică tu ești, mergi cu piața, doar că tu nu ai foarte mare putere de decizie ce se întâmplă în indicele BET. Tu doar ales să-l cumperi și atât. Tocmai din cauza asta, eu de unul prefer să fac replicarea indicelui BET. Pentru că am posibilitatea să obțin randamente mai mari cu comisioane mai mici. Lucru foarte benefic. Alocând doar 10 minute pe lună. Și, bineînțeles, sunt oameni care vor să investească în acțiuni, să obțină randamentele acestea mai mari, cu amendamentul că, dacă tu vrei să investești în acțiuni și vrei tu să iei deciziile 100%, tu trebuie să ai cunoștințele și abilitățile necesare. Tu trebuie să știi să faci analizele companiilor, să știi să faci analiză fundamentală și tehnică și să te decizi momentul de achiziție și de vânzare. Da? Acum, nu te lua după mirajul câștigului. Iată după cantitatea de timp și energie pe care trebuie să o depui pentru, acest, pentru acest randament. Și atunci, haideți să le luăm pe rând. Până la planuri de acumulare, adică saltea, depozit, titlul de stat și plan de acumulare, nu, tu, nu ai nevoie de cunoștințe și abilități. Da? Cunoștințele și abilitățile le are altcineva. Altcineva se ocupă de treaba asta. Dar dacă alegi indice bet, replicarea indicelui bet sau acțiuni, ai nevoie să știi cât de cât ai nevoie să știi să-ți faci un cont la un broker, ai nevoie să știi cum se cumpără, ai nevoie să știi cum se transferă bani și așa mai departe. Pentru replicarea indicelui bet ai nevoie de un fișier care să te ajute să ții cont de fiecare achiziție în parte pe care o faci, pentru că replicarea asta nu o poți face mental. Trebuie să fie matematică, matematică pură. Tocmai din cauza asta ai nevoie de un fișier care să te ajute. La acțiuni trebuie să știi să faci analize. Și haideți să vedem în felul următor. Ce comisioane lunare plătim? ce comisioane anuale, investiția de timp și taxe și impozite, astfel încât să vedem câți bani obținem după acești 10 ani. Bani în mână, practic, da? palpabil. Păi, comisioane la saltea nu există. Da, ți banii la saltea doar în cazul în care, Doamne ferește, ia focasa, casa, ard și banii. Cam asta este tot comisiune, adică 100%. Asta înseamnă că brut după cei 10 ani o să ai 120.000. Net după, 100, după acești 10 ani o să ai tot 120.000 ne luând în calcul inflația da? Deci nu bați inflația sub nicio formă Dar brut net în mână o să ai 120.000 La depozite bancare la fel Nu plătești comisioane de administrare lunare, anuale Doar că lunar trebuie să-ți aloci timp să depui banii Sau trimestrial sau anual Am zis eu două ore pe an Pe lângă asta trebuie să plătești taxe și impozite Taxele și impozitele către stat nu sunt opționale, pentru că se plătesc direct la sursă. Și în această perioadă de 10 ani ai plătit taxe și impozite de 460 de lei. Dacă ai avea brut după acești ani 124.600 de lei, net în mână ai avea cu 460 de lei mai puțin. Da? Din nou, tot nu bați inflație. Deci, momentan, nu ești investitor. La titlul de stat avem comisiuni de tranzacționare. Dacă te duci la poștă, nu mai ai comisiuni de tranzacționare, dacă nu te duci la postă și folosești un broker, ai comisiune de uh, tranzacționare. Pe lângă asta, trebuie să-i calcul că la titlul de stat nu se plătesc taxe și impozite. Da? Deci nu plătești taxe și impozite dacă alegi titlurile de stat fideli sau tezauri. Pentru că statul nu percepe taxe și impozite pentru acest mod de investi. Pe lângă asta, ele sunt și garantate de stat. Asta înseamnă că ai avea în portofoliul tău atât brut cât și net la sfârșitul celor 10 ani, 148.000 de lei. Da? din acești bani nu plătești către stat niciun leu. Da, deci sunt banii tăi toți. Sunt mai mulți decât ai avea la saltea? Da, dar în continuare nu bați inflația. În continuare suntem sub nivelul inflației. atunci, haideți să vedem la planul de acumulare. Pe la planul de acumulare avem un comision de administrare lunar de 4% și un comision de administrare anual de 1,29%. Asta înseamnă că în această perioadă de 10 ani ai plătit către un plan de acumulare un comision total de 7,8%, da? Deci nu în fiecare lună 7,8%. În total, în cei 10 ani 7,8%. Avantajul aici este că nu mai plătești taxe și impozite către stat, adică 0 taxe și impozite către stat. Și atunci vei avea atât brut cât și net la sfârșitul acestei perioade, 246.000 de lei. Deci acești bani sunt banii tăi 100%, nu mai plătești nicio taxă și imposte. Din acești bani eu am scăzut deja comisioanele de administrare Și în momentul de față putem să observăm că reușim să batem inflația. De-abia acum reușim să batem inflația. Dacă mergem către replicarea indicele Ibex, și aici avem comisioane lunare pe care trebuie să le plătim către broker și comision anual de administrare Adică comisionul anual este de 1.43% pe lângă asta, eu trebuie să vin să cumpăr în fiecare lună. Să vin să cumpăr acest ETF. Și la sfârșit, când vreau să vând acest ETF, o să trebuiască să plătesc 10% taxe către stat. Adică 18.000 de lei trebuie să plătesc către stat. Chiar dacă aș avea un portofoliu de 307.000 la sfârșitul celor 7 ani, în realitate, după ce plătesc taxele și impozitele, aș avea 289.000. Este mai mult decât la un plan de acumulare? Da, este mai mult, dar nu foarte mult. Pe lângă asta, la, un, la uh, indicele BET trebuie să te duci tu să faci administrarea. Da? La un plan de acumulare se ocupă fond. La replicarea indicelui BET avem și aici comisioane de administrare lunare, pentru că trebuie să plătești brokerul, dar nu mai avem comisioane de administrare anuale. Pe lângă asta, aloci maxim 10 minute pe lună. Am zis eu, două ore pe an. Da? Adică implicarea mea de timp nu este foarte mare. Doar că și aici trebuie să plătesc taxe și impozite către stat, 10%. Chiar și așa, chiar și după ce plătesc taxele către stat, tot aș rămâne cu un 347.000 de lei. Și bineînțeles, dacă aș alege să investesc în acțiuni, și aici am comisioane de administrare pentru fiecare tranzacție în parte, dar nu am comisioane de administrare anuale. Acestea nu există. Timpul pe care ar trebui să-mi investesc în schimb este mult mai mare. Am spus eu aici 480 de ore pe an. În realitate, poate să fie mai mult de atât. Asta înseamnă că eu trebuie să-mi aloc timp în fiecare zi să fac analize, să mă uit ce se întâmplă în piață, să văd care sunt companiile pe care ar trebui să le achiziționez, care sunt companiile pe care ar trebui să le vând. Adică, eu trebuie să mă implic în mod activ. Dacă la un plan de acumulare se implică fondul de investiții. La un, plan, la un portofoliu de acțiuni pe care îl construiesc, eu mă implic eu 100%. Asta înseamnă că timpul meu este investit în acest portofoliu. Da? Deci, pe lângă faptul că trebuie să, trebuie să știu să fac selecția acestor acțiuni, trebuie să investesc și timpul meu, având drept rezultat, bineînțeles, un potențial câștig mai mare. Asta înseamnă că ar trebui, la sfârșitul celor 10 ani, să plătesc și taxe către stat. Sau poate chiar mai devreme, de ce nu? Și am avea în fel următor. Dacă la sfârșitul celor 10 ani aș avea un portofoliu brut de 496.000 de lei, net, după ce plătesc taxele și impozitele, aș avea 459.000 de lei. Ok, bun. Și atunci, după ce ți-am prezentat toate aceste posibilități investiționale, de ce sunt atât de mulți români care aleg să investească într-un depozit bancar? E bine, pentru că până la titlurile de stat acestea sunt investiții garantate. Doar că aceste investiții garantate îți garantează un singur lucru, și anume că vei pierde bani din cauza inflației. Fii atent, asta nu e cu semnul întrebării. Îți garantez eu, îți garantează banca, îți garantează statul, toată lumea îți garantează că vei pierde bani din cauza inflației. Asta nu e cu semnul întrebării. Nu este o informație pe care să o țină toată lumea secretă și de-abia acum să o dezvolu eu lumii. Nu, asta toată lumea o știe. Deci, da? dacă ții banii la saltea la bancă sau în timpul de stat, vei pierde bani garantate din cauza inflației. Atunci, ce ar trebui să faci este să alegi investiții care nu sunt garantate, doar că aceste investiții negarantate îți dau șansa să nu pierzi bani. Vei câștiga bani în 100% din timp? Probabil nu. Probabil nu. Mai ales când mă uit la oameni care cumpără acțiuni de care n au auzit nimeni, probabil că acea persoană nu va câștiga bani. Dar dacă o faci cu cap, nu ai șanse să pierzi bani. Nu există această posibilitate. Nu vrei tu să faci aceste investiții. Minunat! Dacă tu vrei să alogi zero timp, nu vrei să plătești taxe și impozite, singura variantă în care tu nu trebuie să știi nimic, să alogi zero timp și să bați inflație, este planul de acumulare. Asta este singura variantă. Nu există altă. Să administrezi altcineva banii tăi. Dacă vrei să-ți aloci o oră, două ore pe an, există alte variante, cu siguranță. Dar dacă nu vrei să aloci nimic, nu vrei să știi nimic, singura variantă este planul de acumulare. Și acum, haideți să spunem că eu am făcut aceste investiții pe o perioadă de 10-15 ani. Dar în al 11-lea an apare un conflict, o criză și toată investiția scade cu 50%. Se poate întâmpla acest lucru? Da, se poate întâmpla. Și atunci, cum pot să mă protejez de o asemenea scădere? Haideți să spunem că aleg să investesc în indicele BET. Indicele BET astăzi este undeva pe la 28 de lei. Și să presupunem că la anul prețul pe unitatea de fond va scădea la jumătate. Asta înseamnă o scădere de 50%, asta înseamnă criză economică. Da? Deci ca la carte, definiția crizei economice este o scădere mai mare de 30%. Se poate întâmpla la anul? Probabil, nu știu. Se va întâmpla 100%? Sper că nu. Vom vede. Și atunci, câți cât bani mai rămân eu, dacă aleg aceste posibilități investiționale, da? Deci avem aceste posibilități investiționale de la saltea până la acțiuni, cu cât bani mai rămân? Păi dacă scade piața cu 50% și țin banii la saltea, nu se întâmplă absolut nimic. Adică tot atâția bani o să am. Dacă țin banii la depozit bancar, tot atâția bani o să am. Nu o să am nici mai mult, nici mai puțin. Asemnător cu titlurile de stat. Dar, la planul de acumulare, cum se întâmplă lucrurile? Că planul de acumulare, managerul de fond investește în acțiuni, obligațiuni, în tot felul de active. Dacă piața scade cu 50%, va scădea și planul de acumulare, nu? Nu. <gâng> nu va scădea. De ce? Pentru că, în cazul în care va începe o corecție masivă în piețele bursiere, fondul, managerul de fond va intra cu șortă în piață și va intra în lacăt. Adică, va bloca valoarea portofoliului la același nivel. Mare atenție, nu va bloca retragerile și depunerile de bani, ci va bloca volatilitatea din piață. Da? Cum va face el treaba asta? Păi cu hedging. În cazul în care nu știi ce înseamnă hedging, lasă-mi în zona de comentarii ca să îți explic. Mare atenție, pentru că sunt foarte mulți oameni care spun că vor dori să vândă când scade piața cu 50%. Asta este cea mai proastă variantă, da? Tocmai din cauza asta, dacă alege să vinzi indicele BET, înseamnă că ar trebui să împărțim la jumătate portofoliul acesta. Dacă împărțim la jumătate cele 289.000 de lei, păi și le comparăm cu un depozit bancar, tot sunt mai bine. Da? Deci dacă piața scade cu jumătate la anul, și o vând, chiar dacă piața a scăzut cu jumătate, nu știu, m-am panicat și am vândut. Păi toți stau mai bine decât dacă aș ține banii la bancă. Și bineînțeles, aș sta mult mai rău decât dacă aș ține banii într-un plan de acumulare, pentru că planul de acumulare și-a blocat volatilitatea. Nu mai are unde să scadă. Da? Dacă aș alege să fac replicarea indicelui BET și aș alege să vând când piața scade cu 50%, păi din nou tot aș sta mai bine decât dacă aș ține banii la banc. Asemănător și cu selecția de acțiuni. Și atunci, singura variantă sau singurele variante care mă pot Duce pe mine în punctul în care să bat inflația și să stau mai bine decât dacă aș ține banii la saltea sau într-un depozit bancar, este de la plan de acumulare în sus. Plan de acumulare, indice BET, se replicarea indicelui BET și acțiuni. Dar, cum mă pot proteja eu de această scădere? Să zicem că totuși apare această scădere și nu vând. Cum mă, pro cum mă pot proteja de această scădere? Pe cum am spus de fiecare dată, avem trei moduri de a investi. Și aceste investiții sunt în felul următor, cu prioritate 3, adică cele mai puțin prioritare sunt investițiile mărețe, unde avem investițiile în piețele financiare, adică investiții în acțiuni, în mărfuri, în valută, în cripto. Aceste investiții ar trebui să fie pe ultimul loc, sunt cele mai puțin prioritare. Sunt investițiile pe care cu toții ne le dorim, doar că ele nu au întâietate. Avem investițiile necesare, acestea sunt investițiile care să te protejeze pe tine și familia ta. Adică Asigurări pentru casă, asigurări pentru mașină, pentru telefon, pentru lucrurile, pentru lucrurile importante din, din jurul meu. Pe lângă asigurările pentru bunuri, avem asigurare de sănătate. Pentru sănătatea mea, pentru familiei mele. Și asigurări de viață. Asigurările de viață sunt foarte rar folosite în România, din cauza faptului că oamenii nu văd beneficiul imediat. Și oamenii vor să vadă randamentele mâine. Mâine vor să vadă randamentele. În realitate, o asigurare de viață te protejează pe o perioadă foarte lungă de timp și există posibilitatea ca, în această perioadă în care ești protejat, în cazul în care tu nu mori și nu ai nevoie să apelezi la asigurarea de viață, să primești toți banii înapoi. Da? Deci, sunt asigurări de viață destul de complexe. Și mai avem investițiile obligatorii, investițiile pe care foarte puțini oameni le fac, și anume sunt investițiile care îți aduc siguranță. Da, de deci siguranță vrem în primul rând. Ce ne aduce nouă această siguranță? Păi relațiile cu oamenii din jurul nostru, relațiile cu eu cu mine însumi, relația mea cu părinții mei, relația cu soția, cu soțul. Acestea sunt lucrurile care ar trebui să fie obligatorii, în care ar trebui să investești cel mai mult timp. Pe lângă asta, în resurse, atât tehnice cât și financiare. Și resursele tehnice sunt de două tipuri, cunoștințe și abilități. În cazul în care tu vrei să investești în acțiuni, dar tu ai cunoștințe și abilități zero. Păi ce cauți mă omule la acțiuni? Ce cauți acolo? Lasă-le pentru altcineva. Lasă-le pentru cei care au cunoștințele și abilitățile necesare. Păi da, dar vreau randamentele la mari. Păi atunci învață. Învață dacă vrei randamentele la mari. Eu nu spun să nu investești acolo, dar mai întâi învață. Nu da cu bățul în baltă, nu da cu capul în tavan și apoi te apuci să înveți. Da? Mai întâi învață și apoi apucă-te să investești. În cazul în care nu vrei să înveți, nu vrei să depui efort de niciun fel, sunt alte variante pentru tine. Da? Ce înseamnă resurse financiare? înseamnă economii lunare, fond de urgență și fond de siguranță. Acestea sunt lucrurile pe care ar trebui să le facem prima dată când vine vorba de investiții. Economii, fond de urgență, fond de siguranță. Pentru că dacă eu am aceste investiții, de ce aș avea nevoie să vând activele? De ce? De ce aș avea nevoie să vând planul de acumulare, ETF-ul de la BET, replicarea indicelui BET sau acțiunile? De ce aș avea nevoie să vând aceste acțiuni? Pentru că eu am bani puși deoparte care să mă protejeze în cazul în care piața scade. Și atunci, varianta mai bună este ca eu să cumpăr în momentul în care piața scade. Aceasta este varianta pe care eu aleg să o folosesc. Piața scade cu 50%, minunat! Este un moment oportun pentru mine să cumpăr cu două mâini. Nu să vând. De ce? Pentru că am aceste investiții obligatorii deja puse la punct. Și atunci, Haideți să tragem câteva concluzii. Investițiile garantate îți garantează un singur lucru. Unul singur îți garantează, ce anume că vei pierde bani. Indiferent pe care dintre cele trei variante de investiții garantate le alegi, toate trei îți garantează același lucru că vei pierde bani. Asta înseamnă că ar trebui să mergi cu economiile tale și să investești în active care bat inflația. Care sunt aceste active? Păi de la plan de acumulare încolo. Plan de acumulare, ETF-uri, replicarea unui ETF sau acțiuni în sine. Mai pot apărea și imobiliare, da, doar dacă ești la un nivel avansat de investiții în imobiliare. Dar dacă tu nu ai investit niciodată în imobiliare, nu ai ce să cauți acolo. Lasă-i pe alții. Este identic și când vine vorba de investițiile în acțiuni. Nu ai nivelul de cunoștințe și abilități necesar ca tu să faci aceste investiții. Lasă-i pe alții. Alege să investești în altceva. Alege să investești în activele care îți pot aduce randamente cât mai aproape de garantate. Pentru că dacă tu cumperi o acțiune pentru că ai citit nu știu ce articol pe nu știu unde, pentru că mi-au mai scris mie oameni în privat să mă întrebe dacă să cumpere nu știu ce companie, ca vorbiți direct de ea. Nu știu dacă ar trebui să cumperi companie. Habar n-am. Nu am făcut o analiză pe ea. Păi tu o analiză pe ea și spunem dacă e o companie bună. Pentru că eu nu am analizat. Sau mai sunt oameni care au cumpărat companii de pe piața Aero și au scăzut în mod șocan, și apoi vin și mă întreabă pe mine dacă ar trebui să vândă. Păi de unde să știu eu? eu nu am făcut nicio analiză la nicio companie de pe piața euro. Și atunci, fă tu o analiză sau arată tu analiza pe care ai făcut-o ca eu să pot să îți răspund la întrebarea dacă ar trebui să vin sau nu. A, oh, pe păi n-am făcut nicio analiză. Păi și atunci de ce ai cumpărat compania aia? De ce ai cumpărat-o dacă n-ai făcut nicio analiză? Lasă-i pe alții. Sau creștești nivelul de cunoștințe și abilități. Eu sunt conștient că oamenii văd randamente extraordinare având abilități zero. Eu înțeleg treaba asta, doar că nu se poate. Nu se poate să ai randamente extraordinare având abilități zero. Nu există această posibilitate. Există doar posibilitatea în care tu să-ți crești nivelul de cunoștințe și abilități singur, adică învățând pe propria pere, alocând timp pentru a dezvolta sisteme de analiză ale companiilor, sau învățând de la o persoană care face deja acest lucru. Adică tu poți să plătești cu timp și cu bani dezvoltarea ta sau poți să plătești doar cu bani dezvoltarea ta. Cu abilități zero nu se poate. Da? Deci abilități zero nu există. Vrei abilități zero, plan de acumulare. Atât se poate pentru tine. De ce îți spun treaba asta? Pentru că în lumea aceasta investițională există o zicală. Și anume, miliardarii au cheltuit milioane să învețe să facă miliarde. Milionarii au cheltuit sute de mii să învețe să facă milioane, și oamenii săraci nu sunt dispuși să cheltuiască nici măcar un leu, dar vor să fie miliardari peste noapte. Nu, așa ceva nu se poate, nu există această opțiune. Nu poți să nu cheltuiești nici măcar un leu, să nu aloci nici timp și totuși să devii miliardar peste noapte. Nu există această opțiune. Tocmai din această cauză, când vine vorba despre investițiile pe piața locală, eu am ales să fac replicarea indicelui BET. De ce? Pentru că pe mine nu mă interesează ce se întâmplă cu piața la anul, în 2 ani, în 3 ani. Pe mine mă interesează ce se întâmplă cu piața în următorii 10 ani. Și atunci, un pas pe care îl fac astăzi valorează mai mult decât orice motiv care mă ține pe loc. Pe lângă asta, în replicarea indicelui BET, eu am randamente maxime la costuri minime. Și când zic costuri, nu mă refer doar la bani, comisioane de administrare, și mă refer și la implicarea mea de timp și de energie. Adică, eu aloc maxim 10 minute pe lună să fac replicarea indicelui BET. Mă 10 minute pe lună are oricine. Și nu trebuie să fac analiză fundamentală, nu trebuie să fac analiză tehnică, nu trebuie să-mi bat capul. Am doar un fișier unde îmi pun toate achizițiile pe care le fac, astfel încât să mă asigur că respect replicarea indicelui BET. Și atât, tot, 10 minute pe lună. Și în cazul în care și tu vrei să înveți cum se face această replicare, o să-ți las un link în descriere în care poți să te înscrii să înveți cum se face această replicare. Acest curs o să-l țin doar săptămâna aceasta și nu intenționez să-l mai țin vreodată. Așadar, în cazul în care vrei să beneficiezi de acest curs și vrei să înveți și tu cum se face replicarea indicelui BET, astfel încât să obții randamente maxime cu cheltuieli minime, îți las un link în descriere astfel încât să te poți înscrie. Și în cazul în care ți-a plăcut acest video și apreciezi munca pe care am făcut-o, te rog, apasă butonul de like și am calcul să te abonezi astfel încât să fii notificat de fiecare dată când fac un nou upload. Chiar dacă sunt consultant financiar și investitor acreditat de statul român, informațiile prezentate în acest video nu reprezintă sfat investițional personalizat pentru tine. Nu reprezintă sfat pentru plata taxelor și impozitelor și nu reprezintă sfat investițional adaptat nevoilor tale personale. Acest video prezintă perspective generale, informații și comentarii. Orice tip de active prezentat în acest video nu ar trebui considerat ca recomandare venită din partea mea. Acest video nu este și nu ar trebui să fie considerat niciodată ca fiind suficient pentru ca tu să iei o decizie investițională. În același timp, este posibil să deții un portofoliu personal, o parte sau toate activele prezentate în acest video. Și nu înseamnă că și tu ar trebui să deții aceste active.